Scuze. Da, începeți că cu voi, normal. Ca organizator. Stimați colegi, bună ziua! Vă salutăm pe toți la conferința de presă organizată la invitația Asociației Business-ului European și Asociației Investitorilor din România, dedicat un eveniment extrem de important pentru comunitatea de business din Republica Moldova și am și calificat acest eveniment dialog cu reprezentanții autorității vamale din România, împreună cu domnul președinte, domnul Mihea, și echipa dumnealui, precum și serviciul vamal din Republica Moldova, domnul Talmazan, domn director general și echipa dumnealui. În cadrul acestei întrevederi cu business-ul au fost abordate câteva întrebări de actualitate, le voi lista doar, ori dumneavoastră, ulterior, puteți adresați întrebările dumneavoastră. Cel mai important este că au fost propuse și soluții sau propuneri de adresare, soluționare a unor din probleme cu care se confruntă business-ul la ora actuală. Evident, prima din întrebările prioritare era legată de cozile în vamă și neapărat și domnul președinte al Autorității Vamale Române și domnul director general al Serviciului Vamal vor da detalii, dar se întreprind acțiuni extraordinare pentru a decongestiona numărul de mașini pe ambele frontiere. Nu trebuie să uităm că a intrat în vigoare și statutul de agent economic autorizat, recunoscut de Uniunea Europeană, ceea ce considerabil va facilita fluxul de mijloace de transport la frontieră. În al doilea rând vorbim despre o altă întrebare ce ținea de construcția și consolidarea infrastructurii, adică deschiderea punctelor adiționale de trecere pe partea moldo-română. Asta a fost o altă întrebare și aici la fel se lucrează. În următoarea perioadă vor fi deschise puncte adiționale, iarăși colegii vor da detalii. De asemenea, apreciem în alt receptivitatea extraordinară a domnului președinte Autorității Vamale Române vis-a-vis de recunoașterea certificatelor ce țin de cântărire sau măsurare, iarăși care, cu care s-au confruntat o anumită perioadă agenții economici din Republica Moldova și asta problema a fost și va fi soluționată imediat. Respectiv, putem concluziona că a fost o discuție extrem de productivă, pentru care mulțumim ambelor autorități, echipelor ambelor autorități, mai ales că dumnealor la moment depun un efort absolut extraordinar, peste program, la aceleași salarii, la aceleași condiții și respectăm și apreciem enorm această dedicație, această implicare pentru a soluționa problema și situația în care ne-am pomenit din cauza agresiunii deci Rusiei și a războiului din Ucraina. Vă mulțumim și bună ziua și doresc să vă salut. În primul rând sunt impresionat de prezența dumneavoastră mare la această conferință de presă. Vă mulțumesc foarte mult pentru tot ce ați alocat timp. Încep prin a transmite de asemenea mulțumirile noastre Ambasadei României și în special Biroului de Promovare Comercială Economică domnului ministru consilier Adrian Berezintu pentru eforturile de a ne reuni la această masă. Masă la care, așa cum spunea și doamna director executiv, au fost identificate multe soluții. Nu vreau să intru pentru că este apanajul dumnealor. Este important că realizăm singura conexiunea Republicii Moldova cu Uniunea Europeană o reprezintă punctele de trecere frontierei cu România. Vă mulțumim pentru prezență și vă invit, domnule președinte, să... Mulțumesc mult pentru oportunitate. Aș vrea să mulțumesc și Ambasadei României la Chișinău, care a creat acest eveniment și cu ajutorul celor două asociații a investitorilor, că până la urmă VAMA întotdeauna este conexată la partea de business, cum zicem. Că dacă n-ar fi să avem noi ce să vămuim, nici n-ar mai fi autoritatea vamală. Dar cu ocazia acestui eveniment am vrut să asigur autoritățile vamale din Republica Moldova, de altfel și pe colegii din Ucraina, fiind puși într-o situație puțin atipică față de situația normală care exista la granița celor două, trei țări, că pot beneficia de sprijinul unei țări membra a Uniunii Europene care aduce un plus valoare și am făcut toate eforturile și tot ce a ținut de cheltuieli, de tot ce poate face o autoritate vamală, astfel încât
să încercăm să facilităm comerțul, să nu mai există acele cozi la frontieră. Avem niște proiecte comune în derulare pe care le vom dezvolta și sunt convins, am un partener de încredere în domnul director general și sunt convins că împreună o să găsim măsurile astfel încât să trecem peste problemele de infrastructură. Deja la nivelul României, Guvernului României și Guvernului au avut întâlniri bilaterale între cei doi premieri și s-au hotărât niște proiecte de infrastructură să se dezvolte între cele două țări. Se vor pune în aplicare. Cum am reușit cu Ucraina să mai deschidem un nou punct de frontieră, sunt convins că vom reuși să deschidem un nou punct de frontieră și cu Republica Moldova. Este în planul nostru, am luat măsurile și să reușim, într-adevăr, sub auspiciile Uniunii Europene, să facem acel control coordonat la frontieră. Totul pentru a veni în sprijinul agenților economici și a facilita tranzitul mărfurilor și comerțului între cele două state. Prea multe, nu știu ce aș putea să spun, sunt deschis să primesc întrebările noastre dacă sunt nelămuriri. Colegii de la asociațiile de business au punctat în mare care au fost discuțiile și temele pe care le-am avut în discuție aici. Sper că am reușit să lămuresc cât am putut eu pe toți cei care au participat din partea de business și toți investitorii în Moldova și din România în Moldova. Mai departe, după ce va spune și domnul Tălmăzan câteva cuvinte, suntem deschiși să răspundem întrebărilor noastre. Vă mulțumesc mult și apreciez și eu la fel efortul noastră și o prezență foarte consistentă a presei din Republica Moldova. Probabil un eveniment cu interes major. Mulțumesc mult! Bună ziua! Vă mulțumesc mult, într-adevăr, că a dat curs invitației de a veni la această conferință de presă. Organizatorilor asociațiilor de business le mulțumim mult pentru faptul că au organizat această întrevedere pe o platformă mai largă cu mediul de afaceri. Domnul președinte, vă mulțumesc mult că ați dat curs invitații de a veni în Republica Moldova și de a vorbi deschis cu mediul de afaceri atât de Republica Moldova cât și investitorii români care au investiții enorme în Republica Moldova. Am discutat pe platforma largă acele probleme care le-a menționat deja doamna Rufa. Am desigur că dacă să abordăm fiecare problemă în parte, nu este nevoie de zile întregi ca să le discutăm, dar noi, în principiu, am vrut să mediul de afaceri să cunoască faptul că noi cunoaștem problemele care se confruntă. Noi suntem deschiși pentru a, de comun acord, de a identifica acele soluții la toate problemele. Recunoaștem că sunt anumite, recunoaștem și o știm toată și este notoriu faptul că odată ce s-a început acest război în Ucraina, cumva s-au redirecționat toate cele rute comerciale, s-au creat aceste blocaje operaționale, deoarece însă infrastructura posturilor vamale și atât la frontiera moldo-română, chiar și ucraineană, nu au fost pregătite pentru acest război, cum nu a fost pregătită toată lumea. Cred că va exista acest război în secolul 21. Problemele sunt și noi încercăm să le soluționăm. Am discutat cu Mediopa și am solicitat răbdare și bună înțelegere din partea dumnealor. Știm că noi suntem un partener de afaceri. Un partener de care vom fi permanent și vom merge la întâmpinare la mediul de afaceri. Într-adevăr, mediul de afaceri cunoaște că depunem efortul în sensul dat, cunoaște foarte bine că s-au majorat practic de 3 ori volumul de muncă la aceste posturi vamale, frontiera moldo-română care noi le avem și ne bucurăm pentru acest fapt că avem înțelegere din partea mediului de afaceri. Deja pe parcurs vom identifica și acele soluții tehnice pe fiecare post vamal separat în parte. S-a discutat deja despre controlul coordonat. În partea cetățenii de autoritățile vamale noi avem o lucrare foarte bună. Este avizat la nivel bilateral toate condițiile, am căzut la un anumit acord, la un acord comun. Urmează pe mai fi prelucrat partea cetățenii protecției datelor caracter personal. Sperăm că cât mai curând vom procede la acest control coordonat. De asemenea, cum a spus și domnul președinte, s-a discutat despre deschiderea altor posturi vamale, cum este Leova Bumbăta, care sperăm tot să accelerăm pe subiectul dat și deja să majorăm capacitatea de procesare la celelalte posturi vamale. Dacă sunt careva întrebări la fiecare subiect în parte, noi suntem deschiși să răspundem. Doar ca să adaug la ceea ce a spus domnul director general, pentru noi, ca comunitatea de afaceri, ca asociațiile care reprezentăm inclusiv mari investitori, este extrem de important să asigurăm realizarea contractelor just on time, respectiv apreciem enorm efortul ambelor autorități pentru a asigura această
deci conformare când vorbim de trecere la frontieră, astfel încât aceste camioane să ajungă la timp, la destinație. De altfel, riscăm să pierdem aceste contracte, ori aceasta înseamnă și locuri de muncă și, deci, și activitatea operațională. Ori, pe lângă asta, vorbim și despre intrarea în vigoare a noului cod vamal și necesitatea urgentării, elaborării cadrului secundar, pentru care Serviciul Vamal din Republica Moldova ne-a oferit toate garanțiile că lucrurile se vor întâmpla, am obținut și un plan al acestor realizări. Deci salutăm și apreciem enorm colaborarea, dialogul și receptivitatea ambilor autorități. Vreau să vă acord eu o întrebare, Nadia Micuță, TVO. Iată, știm că la Vama Leușeni urmau să fie completate cu 6 birouri mobile pentru a facilita cumva transportul și camioanele, dar și nu. Știm că ele momentan încă nu au fost instalate. Care este motivul și la ce etapă suntem acum? Aceste 6 birouri mobile sunt deja în postul Vama Leușeni, urmează a fi amplasate în postul Vama Albița, partea română. La moment, acordul de efectuarea controlului coordonat la postul Vama Albița pe partea ieșirii din Republica Moldova, adică intrarea în România, este practic definitivat. Sunt niște aspecte juridice care urmează a fi coordonate cu alte autorități din cadrul atât a României cât a Republicii Moldova și la nivel european. Sunt câteva trepte care urmează să le parcurg. Deja, cum am precizat, cu autoritatea vamală din România, noi am discutat acordul cap-coadă, am convenit asupra tuturor punctelor de referință din acest acord și suntem predispuși de a procede la acest acord. Cum va fi încheiată procedura de semnare acestui acord, după ce va viza de Uniunea Europeană, urmează tehnic să montăm acele birouri mobile donate de ambasada SUA în postul Vama Albița la colegii deja din România. Suntem în așteptare. Nu, ca să fac și o precizare, aș dori să vă spun, întotdeauna Vama este văzută și este acea trecere între două state și întotdeauna autoritățile vamale parcă sunt singurele responsabile. Din păcate, într-un punct de trecere a frontierei, nu doar Vama e singura autoritate cu responsabilități la frontieră. Există poliție de frontieră, sanitar, veterinar, medic uman, fitosanitar, tot felul de alte autorități care trebuie să conlucreze și să dezvolte acest comerț. Datorită unor restricții care sunt puse de schimbul de date, de informații între niște autorități care, una, România fiind partea Uniunii Europene, noi suntem condiționați să aplicăm politica vamală a Uniunii Europene. Republica Moldova, acum prin acordul de asociere cu Uniunea Europeană, își dezvoltă și ea pașii să ajungă să avem o platformă comună și să ajungă spre aceleași standarde ale Uniunii Europene. Sunt absolut convins că cât de curând se vor trece toate barierele între celelalte instituții de schimb de date, de gestionare. Noi avem o problemă că trebuie să intrăm în Schengen. Sunt niște reglementări pe care trebuie să ne asigurăm că nu încălcăm anumite restricții ale Uniunii Europene și pe care sunt convins că cât de curând le vom depăși. Și atât România cât și Republica Moldova are sprijinul și girul Uniunii Europene. Am înțeles că și Statele Unite v-a sprijinit. La fel și noi în România am avut o vizită din partea Statelor Unite care sunt dispuși să ne mai acorde sprijin și finanțări, pentru că asta e situația. Nu ne descurcăm numai de la bugetul național. Și cât de curând sunt convins că vom rezolva toate problemele care există și vom realiza acel control coordonat, astfel încât să simplificăm și să reducem din barierele care există între cele două țări. Schimbul de date, prelucrarea datelor, date caracter personal, cetățenii europeni, cetățenii Republicii Moldova, sunt niște nuanțe, dar de fapt, cum a spus deja domnul președinte, urmează a fi coordonate celelalte autorități care sunt fizic amplasate în post, care au atribuții funcționale în partea țării în traversarea frontierii, fie a mărfilor, fie a persoanelor. De asemenea, apreciem enorm că pe parcursul verii, atunci când era foarte intens exportul produselor perisabile din Republica Moldova, ce de fapt se atestă și acum, dar volumul acestora pe parcursul perioadei calde a anului era mult mai înalt ca volum, ca număr de camioane, iarăși Serviciul Vamal din Republica Moldova, precum și Autoritatea Vamală din România, prin punctele de trecere, au oferit tot suportul necesar pentru ca să asigurăm
în timp rezonabil trecerea acestor camioane, astfel încât să onorăm și contractele ca număr de zile, precum și ca acea calitate asumată. Deci în contextul inclusiv a cotelor majorate pentru Republica Moldova pentru anumite produse agricole și să asigurăm calitate pentru acestea. Deci toate lucrurile acestea s-au înfăptuit în rezultatul unui dialog extrem de frecvent, permanent și receptivitate imediată. Nu numai dialog, doamnă Rufa, dar vreau să precizăm pe presă. Nu a fost numai un dialog, dar a fost o conlucrare efectivă și un efort enorm, deoarece vorbim în cifre. Postul Vamal Leușeni-Albița, care la moment discutăm pentru a efectua un control coordonat, dacă până la război procesa mediu până la 450 de camioane pe ambele sensuri, intrare și ieșire, acum am avut zile că a procesat și 980 de camioane, cred că a fost cel mai mare volum de muncă. Un simplu calcul matematic și o să vedem câte camioane per minut treceau prin frontieră, care urmează a fi efectuat, perfectat documentar, efectuat controlul fizic, nu a încărcăturilor, dar însă autocamionului și deja a permis trecerea frontierei. Adică, dacă ne uităm acum, sunt camioane în rând, chiar acum la post, la ieșirea din țară, post, Vamal, Leușeni, Albița, sunt aproximativ 350 de camioane blocate, nu blocate, care așteaptă ieșirea din Republica Moldova. Vă spunem în cifre, pe săptămână, mediu pe săptămână, se procesează aproximativ 400 de camioane pe zi la ieșire. Adică acesta este volumul de muncă pe o zi la tot acel rând de camioane. Pur și simplu, camioane sunt prea multe față de capacitățile care le avem noi la moment. Pentru că avem atât exporturi de Republica Moldova, care au crescut și este foarte bine că au crescut cu 40%, cu 40% practic au crescut export. Dar s-au redirecționat anume frontiera moldo-română, un moment și a doilea avem tranziturile internaționale. Cât cunoaștem foarte bine, suntem o țară de tranzit care nu putem, avem angajamente internaționale, avem o solidaritate față de Ucraina, părere de rău care este antrenată în acest război și urmează cumva să facem față la tot acest volum de muncă. Acum activăm pe două linii. Noi nu știm dimineața, nu cunoaștem cu certitudine care posturi vamale, frontiera moldo-ucraineană vor activa și care nu vor activa. Sunteți martori și vedeți tot procesul dat când se deconectează lumina, ceva în legătură cu războiul. Este o situație incontrolabilă și deja fluxurile care vor parveni în acest posturi vamale. Deoarece însă, ținând cont de fapt că sunt anumite explozii, război și multe alte de genul dat, deja circulația mărfurilor se reorientează prin anumite posturi vamale în funcție de pericole care sunt. Este o situație care nu este controlată din motive care nu depind atât de Republica Moldova cât și de România, dar încercăm să o gestionăm în măsură în care să asigurăm un echilibru economic atât a Republicii Moldova cât și o securitate economică, să spunem, în regiune. Eu aș vrea la fel să dau, pentru că nu pot să nu menționez efortul colegilor de la președinție, Parlament, mai ales atunci când a avut loc comisia bilaterală interparlamentară între ambele țări, la care în capul mesei, pe agenda, a fost acest subiect de facilitare a trecerii la frontiera camioanelor, precum și intervenția Ministerului Afacerilor de Interne și a Guvernului Republicii Moldova în general, care iarăși la toate ședințele posibile cu Guvernul României, cu Parlamentul României au pus această întrebare în cap de agenda. Deci este extrem de important de menționat inclusiv despre acest efort conjugat din partea tuturor autorităților, pentru că într-adevăr fluxul nu că s-a triplat, deci fără precedent, respectiv mulțumim foarte mult. Dacă îmi permiteți o remarcă, este cred că cea mai elocventă dovadă a deschiderii și a interesului atât a autorității vamale din România cât și a serviciului vamal din Republica Moldova, faptul că au venit cu delegații extrem de numeroase și pe paliere care să acopere toate domeniile care ar putea afecta mediul de business și au venit la această întâlnire cu investitorii din România și din Uniunea Europeană, să avem acest dialog. Nu a fost o prezentare, a fost un dialog în care, după cum spuneam și la început, au fost identificate soluții și au fost oferite răspunsuri, uneori chiar înainte de a fi puse întrebările. Mulțumim mult și încă o dată vreau să vă asigur că din partea autorității vamale române vom depune toate eforturile astfel încât să ajutăm atât Ucraina cât și să facilităm tranzitul și comerțul mărfurilor Solidarity Lane, toate spre portul Constanța, datorită blocării porturilor din Odessa și alte porturi care mai sunt în Ucraina.
și o să găsim soluțiile la nivelul Guvernului României, după cum spuneați că și la nivelul Guvernului Republicii Moldova se fac eforturi, sub directa coordonare a premierului României s-a înființat un grup de lucru comun în care, din care fac parte toate autoritățile care funcționează într-un punct de trecere a frontierei, astfel încât noi putem să adoptăm soluții rapide și în timp real să deblocăm toate problemele care apar acolo. Suntem probabil puțin depășiți de lipsa infrastructurii, dar ușor, ușor o să se rezolve și aceste probleme. Dacă mai aveți întrebări, mă rog. Ce constă acel control coordonat despre care ați vorbit dumneavoastră, domnule Talmazan? Și vreau să știm, odată cu deschiderea unor noi trecere frontierilor și odată extinderea punctelor existente, cam cu cât la sută se va degaja, să spun așa, traficul la frontieră, dacă aș putea face această trecere clandestină? Și când ne așteptăm la lucrul ăsta, cum ați spus iarăși, 350 de camioane discutau în moment și destul de greu pentru mai des pentru cei care stau... Da, de acord. Luăm pe rând. În primul rând, acest control coordonat în termeni, noi sperăm că urmează a fi coordonate mai multe acțiuni. În primul rând, aceasta ce presupune? Presupune singură oprire a camionului. Varianta inițială care se începe o singură oprire. Varianta a doua, care noi lucrăm iarăși la schimbul de date. Adică că aceste date să nu mai fie procesate de către colaboratorii vamari, ar fi introdus în schimb, dar automat fi recepționat de partea română. Ulterior, tot până la finele anului, noi avem în plan, deja avem finanțarea din partea Uniunii Europene, pe finanțarea sistemului de tranzit internațional, care va presupune un proces, iarăși mai simplu să mă exprim, un proces simplificat de tranzitare, de trecere a frontierei. Toate aceste măsuri vor fi făcute în timp. La etapa inițială, considerăm că va fi redus termenul de așteptare cu o treime, adică vom crește capacitatea de la mediu 450 camioane la 600 de camioane. Poate iarăși o să fie mult puțin, vom vedea în timp. Noi sperăm că totuși acest război se va încheia și atunci vor cumva va răsfla toate însăși economia și însăși, să spunem, posturile vamale vor avea posibilitatea să lucreze într-un regim mai bun. De asemenea, lucrăm pe alte linii în partea și ține de construirea acestor zone de așteptare, care iarăși în timp vor planul, planificăm până la finele primăverii să construim aceste zone de așteptare, să nu mai fi create aceste rânduri vii. Chiar ieri am avut o discuție prealabilă cu potențiali investitori în partea și țin de finanțarea infrastructurii necesare și pe postul vamal Sculeni. De aceea, postul vamal Sculeni de aștepta, construi aceste zone de așteptare care vor forma niște rânduri electronice și în paralel prevedem aceste construiri, acestea fie la post vamal Leușeni, extinderea zonei de control vamal la post vamal Girgilești și crearea unei zone de control vamal în adiacența postului vamal Cahul. De asemenea, unei zone de așteptare s-ar impune și în adiacența postului vamal Costești, care iarăși sunt formate aceste rânduri de camioane. Presupune mai multe beneficii, să spunem în felul următor, deoarece acest rând de camioane creează și anumite probleme în partea și ține de însăși regim de muncă a conducătorilor auto, care sunt obligați, conform normelor intenționare și sistemului electronic de evidență a timpului de muncă, să activeze 8 ore de muncă, care el îl pierde stând în acest rând și mișcându-se permanent. În situația dată vor avea posibilitatea să respecte și regimul de muncă. Sunt mai multe aspecte genul dată. În partea ce ține de constituirea altor posturi vamale, s-a discutat două variante alternative, să spunem așa. Da? La moment este în proces de lucru construirea unui nou post vamal Leova-Bumbăta, care urmează a fi construit toată infrastructura adiacentă. În cazul dat, proiectul este gestionat direct de către echipele guvernamentale. Termenii proxim va fi deschis aceste posturi. Ținând cont că totuși acolo traficul va fi într-o anumită măsură redirecționat pentru a facilita trecerea de camioane goale, să spunem așa, noi încercăm în paralel să construim, să instituim postul vamal Cahul ca traficul pentru mărfuri cu camioane încărcate prin construcția unei zone de control vamal în adiacența postului. De asemenea, s-a discutat și domnul președinte a domnul Mihai a menționat faptul că se prognozează în scurt timp și în cât mai cel scurt timp posibil de a construi infrastructură necesară la postul vamal la Rădăuț, partea românească, adică deoarece partea română, în partea Republicii Moldova noi avem construit post vamal Lipcani, dar urmează a fi construit acest post vamal. Iarăși este vorba de anumiți termeni care e posibil de scurtat foarte mult.
un an, jumate, doi, plus, minus, cam asta este termenul care vă construi. Și de asemenea, în paralel, la moment, sunt derulate niște proiecte internaționale, ce urmează construit, deja s-a menționat, în competența Ministerului Infrastructurii, se construiește acest pod la Ungheni, unii iarăși pe ambele maluri vor fi construit postul vamale, care va degaja până sarcina pe alte posturi care le avem. Suplimentar, dumneavoastră deja cunoașteți, avem este în plin proces de reconstrucție postul vamal Sculeni, care iarăși acum lucrează, colegii lucrează în regim de șantier, dar capacitatea postului de lucru nu s-a micșorat în diferențe de fapt. Invers, a crescut aproximativ 50%, de la 80 camioane până la război, maxim 140 camioane sunt perlicitate astea. Pur și simplu, volumul de muncă este prea mare. De 3 ori a crescut volumul de muncă. Noi trebuie să înțelegem chestia dată. Undeva războiul permanent se asimilează cu fluxul masiv de migranți. Părere de rău, așa a fost la etapa inițială, dar noi suntem la altă etapă în care acest război este în curs, consecințele economice se răsfrâng asupra tuturor țărilor din regiune și, în general, pe cât înțeleg, la nivel mondial. Decalajele de prețuri, multe alte chestii genul dat. Dacă îmi permiteți o completare extrem de importantă, atât domnul președinte Mihai, cât și domnul director general Tălmăzan a făcut o recomandare importantă în mediul de business, tot privind fluidizarea. După cum foarte bine știți, Republica Moldova a obținut din partea Uniunii Europene recunoașterea statutului de agent economic autorizat. Noi vom vorbi, atât cu membrii noștri, vom disemina această informație și către alți agenți economici, astfel încât, chiar dacă este o procedură poate complicată în prima fază, așa mi se spunea de către anumite agenți economici, în momentul în care va fi obținut acest statut de agent economic autorizat, va fluidiza cu siguranță trecerea în vamă, pentru că sunt respectate niște criterii extrem de importante și, inclusiv cu resursele actuale, putem să contribuim și noi, ca mediul de afaceri, la fluidizarea traficului în vamă. Deci, atât vorbeați de cele recomandări, dar puteți să-mi enumerați două, trei soluții pe la care ați ajuns astăzi pentru fluidizarea traficului în urma dialogului pe care l-ați avut pentru a fluidiza, pentru a reduce numărul de camioane și, în general, de mașini care își dau în vară. Soluțiile noi le cunoaștem, în principiu. Noi astăzi am avut o discuție cu mediul de afaceri. Soluțiile cunoaștem fiecare post vamal în parte, care ar fi ele cele mai optime și cele mai strict necesare în cazul dat. Deja, cum a menționat și domnul președinte, infrastructura este cea existentă. Extinderea acesteia în termeni foarte sâns, practic, este imposibilă. Dar mai este problema cu infrastructura adiacent posturilor vamale, adică până la ajunge la postul vamal. Acele drumuri de care sunt construite cu două benzi de circulație, care staționarea pe bandă de circulație obstrucționează circulația pe sens invers, cât și pentru a circulația persoanelor. Și momentele date, soluțiile, ele sunt scurte, pe termen mediu și pe termen lung. Pe termen mediu, noi am discutat despre niște circunstanțe deja care s-au produs. Deja domnul președinte a menționat că a fost o problemă de personal, pentru o ordonanță de urgență li s-a permis angajarea în regim de urgență a 324 de colaboratori, care majoritatea sunt amplasați frontiera moldo-română și română-ucraineană. Este necesar și un anumit timp. Să înțelegeți, un colaborator vamal care bine pregătit, este necesar 2 ani de zile. Totuși, domnul președinte a menționat faptul dat că este un proces mai accelerat. Noi totuși am concentrat forță, mai capacitate mai bună de lucru pentru a face față și a rezista la acest volum mare de muncă, deoarece colaboratorul vamal activează 24 de ore în post și pentru aceea este necesară, pe lângă abilitățile, cunoștințele intelectuale, să-i spunem, este nevoie și o pregătire fizică bună. Am făcut o reevaluare a personalului și am amplasat persoane care să facă față fizic acest volum de muncă. Și deja în proces de muncă sperăm că vom spări acest număr de camioane care urmează să treacă ambele vâni. Probabil e important să menționăm că Asociația Businessului European din Republica Moldova împreună cu deci EBA Moldova împreună cu EBA Ucraina au elaborat o scrisoare către
Guvernul României, Comisia Europeană, Parlamentul European pentru a veni cu facilitări, inclusiv cu suport pentru a dezvolta infrastructura pe ambele părți și ca să susținem în mod rapid ambele autorități și infrastructura și personalul, astfel încât să asigurăm tot ce este necesar pentru a urgenta și a simplifica acest trafic la frontieră. Respectiv, apreciem enorm efortul de partea autorității vamale române de a veni cu piste adiționale, cu marcarea pistelor adiționale, de exemplu la Costești și în alte puncte vamale, prin instalarea serviciilor fitosanitare. Unele din ele vor lucra probabil și noapte când va fi necesar. Deci toate aceste momente, plus la ceea ce a spus și domnul director general, majorarea considerabilă a numărului de inspectori și, de asemenea, când vorbim inclusiv de poliție de frontieră, deci pe partea română și pe partea moldovenească, deci normal că au contribuit considerabil la decongestionarea și la trecerea mai rapidă a traficului la frontieră. Doar ca să înțelegem, numărul de mașini din Ucraina a crescut, să nu uităm că suntem în sezon, vorbim despre export de cereale aere și volumul acestor produse din Ucraina este major. Noi trebuie să ajutăm o țară care este în război și nici nu sunt alte discuții în acest sens. Deci este obligație și morală și de datoria noastră să facem lucrul acesta. Deci toți pașii posibili la moment au fost întreprinși și noi conștientizăm și apreciem acest efort. Întrebarea pentru domnul Bogdan la Mihai. Vreau să-mi spuneți, mă rog frumos, ce măsuri am trebuit în București pentru a fluidiza acest trafic la frontiera noastră română. Deci din... Mi-ați spus că despre angajare, dar vreau dumneavoastră să-mi spuneți lucrul ăsta. Da, o să vă spun. Din primul moment al războiului, am avut întâlnire atât cu partea moldoveană, cât și cu partea ucrainiană, în care am stabilit, fiind în prima fază, am fost luați prin surprindere de afluxul de refugiați, ulterior de încercarea de a-i ajuta să-și care acele grâne prin blocarea porturilor Odessa special, și tranzitul grânelor, cel mai simplă soluție era să intre prin România spre portul Constanța. Bineînțeles că ne-am confruntat cu niște probleme logistice. Portul Constanța s-a blocat, practic. Un aflux foarte mare. Toate containerele care veneau și vapoarele care trebuiau să descarce la Odessa au venit și au descărcat la Constanța. A apărut acest război. Dintr-o dată în Ucraina nu mai exista... O anumite zone erau luate de Federația Rusă și ne-am trezit cu situația în care nu mai revendica nimeni containerele. Și ne-am trezit cu un număr de 7.000 de containere care nu știam ce să facem cu ele. Deci, gândiți-vă că problemele sunt ample. Deci, s-au luat măsuri, s-a format o celulă de criză la nivelul Guvernului României, coordonată de primul ministru, în care ne-a inclus pe toate persoanele responsabile din România la nivel de secretar de stat, astfel încât să putem gestiona fiecare centimetru din infrastructură și centimetru din vămi, să găsim soluțiile optime și astfel să pot să am schimb, că nu aveam doctor sanitar veterinar care să aibă 24 de ore prezență în punctul de trecere a frontierei. Și sanitar veterinar, și vama, și toți, am reușit să ne angajăm personal. Am fost luați prin surprindere. Credeți-ne, primele 3 luni a trebuit să detașez din interiorul țării, din zone care nu aveau nicio treabă, să-i iau din mediul familial, să-i duc în alte zone ale țării, la frontiera moldo-română sau Ucraina. Adică, chestii care implică costuri foarte mari. Am solicitat sprijinul Uniunii Europene, am chemat Comisia Europeană, au fost în inspecție, au fost Statele Unite în inspecție, să vadă la noi care sunt problemele reale, astfel încât să încercăm să obținem fonduri atât pentru noi, cât și pentru Republica Moldova și pentru Ucraina. Cu Ucraina au reușit să primească finanțare din partea Uniunii Europene, astfel încât și-au deschis, de curând am deschis împreună un nou punct vamal la Vicovo. Și la fel sperăm să se întâmple și cu Republica Moldova. Și nu pot să vă spun așa concret ce eforturi s-au făcut. Comisia Europeană ne-a arătat, de exemplu, care sunt lipsurile noastre. Am făcut o listă, astfel încât când vin în vam transportatorii ucrainieni, pentru că la ei a fost o problemă foarte mare, fiind din țară n-aveau voie să plece persoane sub 60 de ani. Și erau niște transportatori, nu erau educați, nu aveau rigorile Uniunii Europene, noi trebuia să aplicăm codul vamal al Uniunii Europene, indiferent cine vine și cât vrem să le dăm ajutor. Și le-am făcut o listă. Dom'le, dați-le să vină cu actele în regulă. Să aibă un comisionar vamal, să aibă taxele plătite, să aibă
toate actele ce trebuie, avizul sanitar veterinar, pentru că altfel, venind pentru infrastructură insuficientă într-un punct vamal, degeaba vreau eu să-i dau drumul la al 10-lea camion care e în coadă, pentru că alea din față nu aveau făcute formalitățile vamale și n-aveai unde să-l tragi. Dar încet, încet, cu Ministerul Transporturilor din România, am început să facem parcări adiacente. Noi o să ne dezvoltăm ușor, ușor o infrastructură și poate și acest eveniment o să contribuie pe viitor să fluidizăm traficul și să fie o situație ideală, ce ne-am dorit fiecare. Și ar trebui să profităm ambele țări, sau și Ucraina, să profite de această situație, astfel încât să ne dezvoltăm infrastructura în zona de frontieră, că degeaba zici treci din vamă, dar după aia intră pe niște drumuri pe care nu poate să le țină niște camioane de 40 de tone cu care grâne. Nu face față infrastructura. Trebuie create centuri, ocoliri de localități. În punctul respectiv, dacă deschizi, e un punct, e un sat care are, adică e aproape oraș, are 17.000 de locuitori. Vă dați seama ce înseamnă să treacă niște camioane cu grâne și cu cisterne, cu combustibil prin acel sat. Sunt niște probleme. Fără să fie infrastructura decentă. Deci trebuie să-i faci o centură ocolitoare. S-au obținut finanțare de la Uniunea Europeană și se vor rezolva toate problemele, dar nu se pot rezolva așa cât ai bate din palme. Se dezvoltă în timp. Și noi, dacă dezvoltăm un nou punct, cum vorbeam acolo, durează până faci un proiect, până obții finanțarea, până cum se face, studiu de fezabilitate, licitație, sunt niște norme și proceduri. Nu se poate dezvolta peste noapte ceva. Dar credeți că buna intenție există de ambele părți și ne dorim să facilităm cât mai mult și să ajutăm pe toată lumea. Atunci, după extinderea punctelor de trecere în frontiere și respectiv deschiderea unui nou punct de trecere în frontiere, câți angajați vor fi, vor mai trebui, de fapt, luați la muncă, pentru că e nevoie de bază bună. La moment facem față cu personalul care este încadrat în cadrul serviciilor vamale, pentru că pe anumite posturi vamale, frontiera moldo-ucraineană, s-a redus volumul de muncă, am redus la maxim personalul de acolo și l-am antrenat în posturile vamale de frontiera moldo-română. Dar majorările nu s-au făcut atât de multe. Personalul angajat în cadrul postului vamal de frontieră depinde, este intercondiționat de locurile de muncă, adică postul de muncă, acel calculator interconectat la bază de date. Și deja când vom lărgi acea infrastructură, după aceea vom calcula. De exemplu, în cazul Scudeni, vor crea alte 7 piste. Respectiv, la 7 piste, în câte 4 colaboratori vamali, matematica este foarte simplă în cazul dat. Și așa fiecare post vamal în parte. Cum decidem alte piste, creăm alte locuri de muncă, respectiv colaboratorii vamali activează în cadrul colegii la Poliția de Frontieră o pistă la 4 colaboratori. Iată. Câți angajați o să avem nevoie? La moment nu o să fie absolut nevoie de niciun angajat. După extindere, noi am dat întrebări dificile, că noi nu știm câte posturi vamale o să închidem până atunci. Deoarece acum să faci un calcul prealabil, practic este imposibil. Postul vamal Ren Giurgiulești, noi în general consideram că la un moment posibil să închidem postul acela, dar el acum cel mai circulat post, frontiera moldo-ucraineană, cu camioane, care circulă la portul internațional Liber Giurgiulești pentru a se încărca combustibil sau tranzitul în Ucraina la portul vamal Giurgiulești Galați pentru cereale. Noi în general postul acela era cel mai puțin traversat post, ne-am gândit la o etapă dată. Da. Dar nu sunt fii, că nu o să avem claritate. Noi acum suntem, ca activăm și noi, ca suntem o țară vecină cu țara antrenată în război, dar consecințele se răspund la noi. Nu poți face cu certitudine niște calcule bine chipzuite pe care să bazezi niște politici un an, doi, trei. Putem să ne confruntăm, vedem probleme cu care ne confruntăm, știm și soluții să aplicăm pe situația dată. Oricum, postul vamale frontieră, infrastructura existentă în adiacență post vamale frontiera moldo-română, ea oricum trebuia dezvoltată. Dar mai de mult trebuia dezvoltată. Cât de mulți angajați aveți la punctul de trecere frontierii dintre România și Moldova față de Număr. Dacă permiteți, post vamal Giurgiulești 12 angajați mai mult. Post vamal calcul în total pe țară, reamplasarea la 120 de persoane.
20, la 80-86 de persoane, cam pe toată frontiera moldo-română, care au fost reamplasați. Acum în total. Cu da. 86 persoane, mai mult comparativ cu ce? Dar pe ansamblu, pe sistemul VAMAL, din 1560 de colaboratori, o treime, peste 433 de colaboratori, sunt în transfer temporar. Adică el nu activează în locul lui de bază, activează reamplasat în alt post. Că aici noi vorbim de numărul de personal, majorarea numărului personal. Dar a fost permutarea personalului ca, cum am spus anterior, să fac față la volumul de muncă, adică să dispune de acele abilități fizice necesare pentru a perfecta atâtea camioane, antrena burcași de coborât dintr-un camion, totuși un efort. Dar acum de cât timp are nevoie un camion ca să treacă de la caz la caz. La post VAMAL Leușeni au fost cazuri 3-4 minute. Adică, dar perfectarea documentară durează mediu 10 minute. Camionul gol durează 5 minute. Timpul de așteptare, cam, care este acum la 350 camioane? Camioanele goale, aproximativ 6 ore, până la 6 ore. Camioanele încărcate poate dura și o zi întreagă. La post VAMAL Leușeni. Post VAMAL Costești, 3 zile, 2 zile. Post VAMAL Giurgiulești. Știți, noi acum când în acest război sunt mai mulți factori care condiționează crearea rândurilor. Dacă săptămâna trecută dumneavoastră știți pe la postul Leușeni Albița și noi erau mai mult de 10 camioane, în timp de o zi au venit 500 de camioane. Știți un motiv care este? Tot aceste, să spunem, explozii sau atacuri cu rachete din Ucraina redirecționează în anumită parte și camioanele care tranzitează. A doilea moment e fluctuația aceasta, acum e război economic, este în toată lumea, fluctuația aceasta și sunt mai mulți factori. Prețurile medii la bursă, astăzi poate nu fi niciun export de produse reliere, deoarece prețurile la bursă sunt nu chiar convenabile, da? A doua zi noi putem să ne trezim cu 400 de camioane în post. Camionul poate stătea deja în post, să aștepte în rând, noi nu știm că el este în post, pentru că nu este pusă declarația VAMAL. Sunt niște lucruri care greu de gestionat. Cum era vara, spre exemplu, la orele 7 dimineața lumea pleca la odihnă, da, în vacanță. La orele 7 dimineața veneau 600 de automobile în rând. Putem noi zisit în 20 de piste, chiar oricum o să fie în rând, dacă au venit 600 de automobile odată. Adică în ordine, cronologic, într-un interval de oră de vreme. Iată, asta e situația. Noi, ca să precizăm, și eu am suplimentat în punctele de la frontiera cu Ucraina și cu Moldova cu aproximativ 300 de vameși suplimentar. Am plecat la drum cu autoritatea vamală română cu 3060 de angajați și la momentul actual am ajuns la aproximativ 3400. Într-adevăr, analiza și dinamica fluxurilor este schimbătoare și luăm un calcul astfel încât să găsim soluții astfel la anumite camioane goale sau cisternele să intre printr-o zonă, să prin partea asta la altă cerealele. Adică având dialog și chiar avem dialog inclusiv cu partea moldoveană și cu partea ucrainiană, ne putem înțelege cu ei, domne, pe acolo să intre alea goale, pe acolo să iasă nu știu care cisternele, că interesul la ora actuală este să sprijinim pe ei să-și exporte cerealele și să-și importe resurse energetice pentru a susține economia. Dar s-au făcut toate măsurile astfel încât să asigurăm personalul necesar. Dacă înainte de război Republica Moldova avea mai mult vameși în punctele de lucru cât similare cu România, acum suntem ori la egalitate, ori avem mai mulți. Deci am făcut niște pași. Da. Cred că informația... Da, vă rog, domnule. Vreau să vă întreb, vă rog, dau întrebare referitoare la acest control coordonat de frontiera care vorbeați. În ce măsură el depinde de luarea decizii de noi privind admiterea României în Schengen? Sau altfel spus, încep să încredeze până la luarea decizii? Sunt niște chestiuni, după părerea mea, de natură politică și noi trebuie să ne asigurăm ca stat membru al Uniunii Europene și ca aspirant la statutul de țară Schengen, trebuie să ne asigurăm că respectăm toate procedurile europene, astfel încât nu apunem în deficit siguranța și pericol
integritatea Uniunii Europene, că Uniunea Vamală pe asta se bazează, pe securitate și siguranță în principal. Eu cel puțin sunt optimist cu integrarea României cât mai repede de la 1 ianuarie în Schengen. Nu, nu are legătură una. Alta, noi avem un acord care Comisia Europeană ne-a dat sprijin, numai că trebuie să se găsească niște mecanisme tehnice și legislative de reglementat în ambele state, astfel încât schimbul de date și de informații care se va produce. Adică, gândiți-vă că dacă, de exemplu, îl oprești pe teritoriul României un refugiat care îl caută Republica Moldova, el e pe teritoriul României. Ce fac? Îl iau? Sunt niște discuții tehnice. Adică sunt de reglementat anumite aspecte legislative pe care, poate la momentul când am avut bunele intenții, nu le-am luat în calcul. Doi, un act emis pe teritoriul altui stat s-ar putea să nu fie valabil în statul respectiv să-l conteste în instanță. Și atunci, nu suntem singura autoritate. Prin asta am și spus de la început, nu suntem singura autoritate care gestionăm un punct de trecere a frontierei. Vama, așa toată lumea zice vamă. La noi în România, spre exemplu, când intră la Giurgiu sau la Nădlac, toată lumea zice, domne, a intrat în vamă, s-a întâmplat în vamă. Noi nu mai avem vamă cu Uniunea Europeană. Și sperăm că în curând să nu mai avem nici cu Republica Moldova și atunci să nu mai aveți toate problemele și întrebările pe care le adresăm. Oricum vama o să fie de vină, dar... Tot vama o să fie de vină, da. Da. Sunt niște probleme de natură tehnică, legislativă, care trebuie clarificate de ambele părți, astfel încât să nu creăm anumite probleme sau brece de securitate. Și ce se țin de inclusiv cadrul legal al Uniunii Europene? Asta e important de menționat, nu este vorba doar de cadrul legal al României, este vorba de conformare cu cadrul, cu acquis-ul comunitar. Dacă nu sunt alte întrebări, noi vă mulțumim extrem de mult pentru prezența dumneavoastră, pentru întrebările dumneavoastră și sperăm să formăm opinia publică la zi, pentru că, într-adevăr, această informare cu business-ul, ea este foarte frecventă, este foarte activă, respectiv sperăm foarte mult că și aceste actualizări vor nimeri în spațiu public, oferind informații de la prima sursă. Vă mulțumim foarte mult în numele Asociației Business-ul European și Asociației Vizitorilor din România. Și autorităților vamale din cele două țări. Vă mulțumim mult! Mulțumim foarte mult!